Bună ziua, ne aflăm la Sibiu, alături de domnul Arbel Chio, director general al brokerului de asigurare Star Insurance Broker. Domnule director, vă rog frumos, prezentați-ne pe scurt activitatea companiei dumneavoastră, un scurt istoric al Star Broker. În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Sibiu, salutând întreaga echipa dumneavoastră. Vreau să vă spun că Star Broker și-a început activitatea în mai 2003. În cei 8 ani de zile putem spune că a avut o activitate fluctuantă, în special în primii ani. Având în vedere că noi am făcut această societate și datorită anumitei conjuncturi, eu am ales pe linia bancară unde am fost angajat și mi s-a propus ceva foarte interesant ca director de sucursală conducătoare în Sibiu la Banca Intesa San Paolo. Am rămas cu brokerul de asigurări din 2003 care l-am înființat și am pus un director și respectiv un administrator care să se ocupe de afacerile acestei societăți, eu nu mai putând să mă ocup fiind prins cu întreaga mea activitate dincolo la bancă. În cei 5-6 ani de zile cât a activat Star Broker prin oameni pe care eu i-am numit, activitatea nu putem să spunem că a fost o activitate slabă, dar a fost totuși o activitate destul de mică în ceea ce privește creșterea primelor subscrise și încasate. Iar în anul 2008, să fiu foarte succint, mi-am dat seama că ori ne vedem de cariera bancară, și unde într-adevăr erau șansele destul de mari și avea o poziție destul de importantă în cadrul companiei, ori mă voi apleca spre o afacere care mi era la suflet, respectiv asigurările, și fiind și afacerea noastră de familie, a mea și a soției, în 2008, în decembrie, am hotărât să renunț la activitatea mea bancară și să preiau într-adevăr frâierea acestei societăți. Din 2008, din octombrie, am pornit doar de la 2-3 angajați care erau în momentul de respectiv. În 2009, având și experiența în spate din finanță, din asigurări, din bănci, am angajat oameni competitivi, deci resursele umane, eu, din punctul meu de vedere, sunt cele mai importante în orice fel de activitate. Și în 2009 am avut o creștere de peste 100% față de anul 2008, iar 2010 creșterea a fost de 123% față de 2009, deci cum puteți vedea, într-o perioadă extrem de scurtă, am reușit să devenim, din punctul meu de vedere, liderul pieței de brokeraj de asigurări din județul Sibiu, iar în momentul de față ne concentrăm foarte serios pe baza echipei pe care o avem. Avem pe lângă oameni care toți au pregătire superioară și master în domeniul asigurărilor, din cei 12 angajați. În momentul de față avem și activitate juridică, avem și activitate de expert contabil, lucrăm și cu o casă de avocatură. Deci încercăm în așa fel încât atât activitatea de dezvoltare să fie foarte bine așezată și în ceea ce privește legislația, normele, CSA, precum și tot ce se întâmplă în jurul nostru, încercăm să fim foarte bine documentați, pentru că activitatea noastră trebuie să fie o activitate pe termen lung, nu ne interesează o activitate pe termen scurt nici pe departe. Vrem să devenim un broker la nivel național, în modul cel mai serios, luat în seamă și prin profesionalism, prin rezultatele și faptele pe care încercăm să le demonstrăm în timp. Tot ce facem, facem cu foarte multă pasiune. Oamenii sunt colegii noștri, deci toți angajații și toți colaboratorii noștri îi considerăm în primul rând colegi. Nu avem doar pe hârtie, să zicem, o ierarhie în ceea ce privește conducerea și subalternul din punctul ăsta de vedere. Și de aici zic că este punctul forte al creșterii activității și a dezvoltării noastre de până acum. Am înțeles. Practic, în ultimii 2 ani de zile ați renăscut compania, unul prin concentrarea dumneavoastră 100% asupra activității companiei și doi prin datorită echipei, datorită profesionalismului echipei
și al colaboratorilor pe care aveți. Alți factori care au contribuit practic la dezvoltarea aceasta exponențială a companiei, care ar putea fi deci cum colaborarea cu asigurătorii? Da. Plus alte... Cum puteți observa, deci noi acum în momentul de față avem 3 puncte de lucru înregistrate la CSA, este vorba de Media Sibiu, deci amândouă în județul Sibiu, și încă un punct de lucru la Baia Mare. Dar nu pot neglija faptul că avem colaborări în mai multe județe din țară, deci poate chiar în peste 20 de județe, colaborări care în timp, dacă resursa umană din județele respective și performanța pe care o dovedesc și seriozitatea în primul rând, se vor transforma probabil și acele colaborări în puncte de lucru. Deci noi avem ca perspectivă, în special în anul, până în anul 2013, să zicem, să acoperim toate 42 de județe cu colaborări care se vor transforma din punctul meu de vedere în puncte de lucru și cu niște prime subscrise care se vor orienta în special, mai ales începând din anul 2011-2012 și pe altă latură, după cum aș și observat că avem aproape de 90% RCA ca prime încasate, ne vom orienta în modul cel mai serios și pe domeniul property. Diversificare. Da, diversificare, probabil și asigurări de viață. Avem toate elementele necesare, dar în momentele acestea de criză care nu putem să zicem că nu afecta și piața asigurărilor, orientarea populației, orientarea societăților care solicită asigurări au fost mai mult spre asigurarea obligatorie. Din acest punct de vedere ne-am orientat și noi spre RCA în prima fază, dar perspectiva va fi clară pe property și pe asigurări de viață și alte tipuri de clase de asigurări, care eu sunt convins că până în 2013 va fi un portofoliu destul de echilibrat. Eu îl preconizez la un minim 30-40% va reprezenta property față de RCA. Deci un 60 la un 40, cam aici ne dorim până în 2013. Dacă ar fi să spunem mai pe scurt, practic obiectivele dumneavoastră pe termen scurt, acum în anul 2011, reprezintă o diversificare a portofoliului și o extinderea rețelei teritoriale, iar pe termen lung dezvoltarea și altor linii de asigurări, astfel încât asigurările de viață și property să practic să reprezinte jumătate din portofoliu. Cum este piața din Sibiu? Cum este clientul de asigurări din Sibiu? Mereți mai mult pe retail, pe persoane juridice? Deci, noi lucrăm conform legii 32 ca broker de asigurare cu asistență brokeraj persoane fizice și persoane juridice. Ne-am orientat în ultima perioadă, în special, spre asistenții brokeraj persoane juridice. Este vorba, în primul rând, că în acest sector găsim oameni și mai bine pregătiți, au și o anumită responsabilitate prin crearea unei societăți juridice, au nevoie și de un spațiu anume, au și o experiență și atunci ne-am orientat un pic spre acest gen de colaborare. Piața sibiană este o piață destul de interesantă, deși foarte multă lume din țară o percepe ca o piață destul de volubilă, destul de mobilă și în creștere. Nu pot să spun că nu este acest lucru, dar totuși se manifestă un anumit conservatorism care trebuie să-l recunoaștem foarte clar, sau cel puțin eu așa îl percep și așa îl identific în momentul de față. Este faptul că în Sibiu, pe lângă populația săsească care a fost mai conservatoare. Da, mai conservatoare în Sibiu, este și o populație care a venit și din zona Olteniei. Foarte mulți părinți și-au dat odrazurile din zona Vâlcea la facultate la Sibiu și după terminarea facultății au rămas foarte mulți în Sibiu. Este vorba în special și de o zonă montană a Sibiului, unde știm foarte clar... Turistică, da, și este zona Jina, zona Poiana Sibiului, unde zona asta mioritică și asta are o influență asupra populației din Sibiu. În ceea ce privește conservatorismul, mă refer la asigurări. Adică în ce sens? În sensul că nu fac asigurări. Toată lumea este deschisă la a face asigurări, dar trebuie să te cunoască foarte bine, trebuie să
îi explici foarte atent și foarte profesionist ca să poată să încheie cu tine o asigurare cineva din Sibiu. Asta este perceperea mea în momentul Sibia nu scoate mai greu banul așa din buzunar este. Și trebuie să știe exact... Pentru ce dă banii. Exact, pentru ce dă banii. Cu asigurătorii, cum a mers colaborarea în anul 2010? Deci cu asigurătorii pot să spun că a fost o colaborare foarte bună. Deci nu bună, foarte bună. Cu toate societățile de asigurări din România pot să spun că avem contracte încheiate. Și în special, deci este vorba, am avut o colaborare foarte bună și cu Alianțul și cu Astra și cu Omniasigur și cu Unica și cu Ardaful, dar în mod special trebuie să spun treaba asta, că am găsit un sprijin foarte consistent din partea societății Euroins, unde conducerea prin domnul președinte Alin Bușă, prin colaboratorii dânsului, doamna Diana, domnul Cătălin, ne-au acordat un sprijin deosebit și am avut rezultate foarte bune alături de ei. Putem spune, dacă vă și uitați, că peste 40% din portofoliul nostru este cam pe această societate, pe care, din punctul meu de vedere, o recomand cu toată deschiderea pentru toți clienții. Același lucru putând să-l spun pentru toate societățile de asigurări. Cum am spus, avem încheiate contracte cu cei mai importanți, dar eu zic că cu toate societățile de asigurări, dar colaborarea este bună și pot să felicit fără niciun fel de problemă această colaborare. Bineînțeles și sprijinul CSA-ului, al dumneavoastră, a X-Primului, deci absolut toți jucătorii care participă în această piață și-au adus o contribuție la eficiența și la creșterea și dezvoltarea noastră. Vă mulțumim mult pentru interviu acordat, felicitări pentru activitatea din 2010 și mult succes în anul 2011. Vă mulțumesc mult de tot!